Suntem în finalul jocului. Vremuri disperate cer măsuri disperate. M-am apucat să învăț artele mistice pentru a putea arunca un ochi la ce-mi rezervă viitorul vis-a-vis de pariu. 100.000 de abonați până la finele lui 2019. Realizabil sau... 14.605.000 posibile deznodăminte ale acestei aventuri. Câte dintre acestea ies învingător? Nu există altă cale. Salut, sunt domnul Cristian de la Blogul Vieții și am un comunicat extrem de important de redat. Practic o să mă plâng despre faptul că nu sunt suficient de apreciat. Am niște foițe pregătite, o să citesc, n-are rost să le învăț, că am văzut că se practică, dar vă asigur că astea sunt scrise de mine, deci o să dau curs citirii acestor câteva rânduri. Am să vă rog să aveți puțină răbdare, căci tot în acest clip o să vă prezint și un teaser la un trailer la care lucrez și sper să mai și iasă. Să dăm drumul! Lumea a luat-o razna. Analfabeți de la coada vacii au funcții de conducere. Buboși fac legea. Oameni care au păr alb în cap degeaba au revelații în domeniul economic. Clasa politică e oglinda societății, așa că nici pe YouTube lucrurile nu stau departe. Tot felul de puțoi penibili, anoști, se reinventează și se cred artiști, cântăreți, profesioniști. Exact ce mă enervează pe mine cel mai mult. Un om care nu are simțul penibilului. Un om care nu știe când să se oprească. Chestia asta nu e pentru toți, dar tot timpul în față ies cei cu tupeu. Chiar dacă nu-i recomandă nimic altceva. Dar toate astea până când? Copiii ăștia de generală sau liceu stau și cască ochii la ei toată ziua, în loc să învețe. Halal modele v-ați ales să urmați și să urmăriți. Și acum vreți și voi? Toți se visează youtuberi, însă nu fac mare lucru în privința asta. E dificil la urma urmei. Ăștia de sunt acum în trend au sute de mii de abonați. E descurajator. Poate că da. Dar trendurile sunt trecătoare. Vezi zmenta. Nu lăsa asta să te împiedice să faci ceva. Ai un talent ascuns? Arată-l tuturor. Da, dar mi-e rușine. Ce o să creadă lumea? Vei zice. Ce-ți pasă? L-ai văzut pe ăla cu cormoranii? Este și momentul să vă felicit pentru acordul cu Maroc. Bravo! Bravo! Omul are filamentul sărit. Pare că-i pasă. Bine, probabil nici nu realizează. Crezi că poți să te faci de râs mai mult de atât? Te provoc! Sunt diverse domenii pe care le poți ataca. Știri, noutăți, tutoriale, gaming, istorie, geografie, porno... Practic chestii pe care, în mod normal, ai putea să le înveți de la școală. Dacă ai fi atent la ore sau în timpul liber. Dacă știi că poți crea ceva cu adevărat valoros, ceva cu bun gust, ceva care poate rezista testului timpului, ceva care la care să te poți uita și tu, fără să ai senzația aia că te strânge în spate, de penibil ce e, fă-o! Avem nevoie de altceva, dar abonează-te și la mine, am un pariu de câștigat. De amnistie și grație.
La prima ora dimineții, justiția anunța... Cât morții, mătii de bobos, să te mai rog de poporul ăsta, domnule! Marș în pis! Bravo! Iată, un teaser corect al unui film care ar putea fi foarte ușor marketat, chiar mai ușor decât un castravete Fabio tras prin țiplă și vândut ca un dildo bio. Dacă îți pasă ce bagi în tine. Ok, hai să mă gândesc dacă mai aveam chestii de zis. Cam asta-i. Na, o să fie un an mai dificil, dar distractiv totodată. Nu fiți cârlani, abonați-vă. Până data viitoare, țineți minte, nu puneți la suflet, băgați la cap. La revedere!